Mă numesc Fișteș Flaviu și am 40 de ani. Lucrez ca șofer de camion de 10 ani în mina de sare Ungnadej. Acum 2 ani am început să conduc unul dintre camioanele MAN, care fusese recumpărate pentru activitatea de zi cu zi din mina noastră. Conduc un camion MAN Euro 6, o basculantă cu 4 axe de 400 cai putere, special configurată pentru activitatea de mina de sare. Cabina camionului MAN a fost concepută special pentru a putea intra prin galeria de acces în mină, care este de dimensiuni limitate. În cei 15 ani de muncă ai mei, acest camion este cel mai rezistent dintre cele pe care le-am condus. În fiecare zi încarc sarea din locul de exploatare și o transport către locul unde este sfărâmată și trimisă afară din mină pentru prelucrare pe benzi speciale. Repet această operațiune de peste 25 de ori pe zi. În cei 2 ani de când conduc camionul MAN, acesta nu s-a stricat niciodată, deși este folosit la capacitate maximă. Sau se scoată sare care este trecută prin moară la 0,15 granulație pe benzi transportoare în afară. De afară distribuite în alte puncte unde se face fină, extra fină, iodată, neiodată, alimentară. La drumuri poate fi folosită în alimentație ca consum de uz zilnic. Deci are o mulțime de întrebuințări. Îmi place munca pe care o fac aici la mina de sare Ungnadej. În plus, aerul din salină este unul sănătos. Și mă bucur că și familia mea profită de asta. Putem merge pentru a petrece o zi frumoasă într-una dintre salinele turistice ale Salrom. Salnic Prahova, Târgu Ogna, Ognele Mari, Pride, Cacica, unde sunt amenajate locuri de joacă, restaurante, terenuri de sport, săli de evenimente, chiar și cinema. Seara după o zi de lucru, merg cu colegii să ne rugăm la biserica cioplită în sare de către strămoșii noștri.